Cei 5 polițiști din cadrul Poliției Transporturi Feroviare Jibou și cei 4 angajate CFR Jibou rămân în arest. Recursul făcut de învinuiți împotriva deciziei de arest preventiv a fost respins de către instanța clujeană. După câteva ore de ședință, Curtea de Apel Cluj a respins în data de 10 iunie recursul făcut de cei 9 învinuiți în cazul furtului de motorină de la Jibou față de decizia de arestare preventivă dată săptămâna trecută de Tribunalul Sălaj. Acum cei 9 sunt acuzați de luare de mită, dare de mită, furt calificat, delapidare și complicitate la delapidare, având toate șansele să petreacă mulți ani în pușcărie. Aceștia au fost arestați preventiv în data de 2 iunie pentru furt și vânzare de combustibil, iar alți 2 sunt cercetați în stare de libertate. Polițiștii postului Transporturi Feroviare Jibou împreună cu mai mulți angajați CFR au creat o adevărată rețea, a cărei principală activitate era comerțul cu motorina. În data de 1 iunie, în urma unei sesizări făcute de Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Județean Sălaj și Serviciul de Informații și Protecție Internă, procurorii parchetului Sălaj împreună cu ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticorupție și jandarmi au efectuat 11 percheziții domiciliare, auto și corporale, în urma cărora au fost identificate și confiscate importante cantități de motorină, recipienți și instrumente folosite la comiterea infracțiunilor, precum și o serie de documente. We'll be right back.